Mulțumesc! Mulțumesc Transilvania, mulțumesc România! Maramureșul e aici! Bihorul e aici! Sălajul e aici! Satu Mare e aici! Bistrița e aici! Dragul nostru Cluj e aici! Telermanul e aici? Nu, pentru că ei vor să conducă România, să o umilească și să vă umilească. Vreți în continuare să vă conducă cașca infracțională de la Telerman? Sau vreți să vă conducă cei care au ridicat orașele României în frunte cu Emil Boc? Uitați-vă la această sală. E unică în România. Unică. Nu o vedeți nici la Craiova, nici la București, nici la Constanța, nici la Slatina, nici la Craiova, nicăieri acolo unde PSD conduce, nici la Focșani, nici la Brăila. Dar o veți vedea și la Alba Iulia, la Alba lui Mircea Hava. O veți vedea și la Bihorul și Oradea lui Bolojan. O veți vedea și la Botoșaniu lui Cătălin Falcă. Și la Fluturi și la Aradul lui Ghiță Falcă. Și la Timișoara lui Robu. Și la Reșița lui Nelu Popa. Și la Mediaș, și la Sibiu, și la George Scripcaru, la Brașov. Și o veți vedea și la prietenul nostru Dorin Florea de la Târgu Mureș. Noi avem ce arăta, dragii mei. Avem cei mai buni administratori de orașe și de județe. 10 consilii județene ale PSD n-au adus atâția bani pentru viața cetățenilor cât a adus prietenul nostru Alin Tișe la Cluj. E greu să gândești, să găsești un om cu sufletul mai mare pentru strămoșii mei moți din Apuseni decât Ion Dumitrel de la Alba Iulia. Și de la Alba, și decât Petrache de la Ilfov, și decât Gheorghe Flutur de la Suceava. Pentru că noi, ei, au adus banii care dezvoltă comunitățile locale. Ceilalți au furat banii comunităților locale. Noi, dacă vreți asta, și trebuie să-mi spuneți dacă vreți. Vreți să guvernăm România? Vreți să oprim, să îngenunchem ciuma roșie? Vreți ca corupții, hoții, analfabeții, oamenii care sfidează o țară întreagă, să părăsească Palatul Victoria? Vreți ca noi, cu președintele nostru Ludovic Orban, să facem guvernarea? Să guvernăm România? O vom guverna cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul președintelui României, Klaus Iohannis, cel care va câștiga cu ajutorul dumneavoastră cel de-al doilea mandat. Dragii mei, aceste alegeri nu sunt doar despre cei 11, 12, 13 europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Nu,
din partea Partidului Național Liberal. E simplu. E despre dumneavoastră. E despre rămânerea sau nu în Europa. Vreți cu Rusia, cu Turcia și cu China sau vreți cu Germania, cu Franța, cu Italia, cu Spania și cu Statele Unite? România e europeană. Avem 5 milioane de frați care plâng când se gândesc la morminte, la tradiții, la biserici, la părinți, pentru că sunt alungați de PSD, pentru că au fost alungați de cei care au ajuns să încalece România. Avem un român care ar putea ocupa una dintre cele mai importante 10 poziții la nivel european. Ce face PSD? O îngenunchează? Astăzi e ea. Mâine puteți fi oricare dintre dumneavoastră. Dacă reușesc să o încalece, să o încătușeze și să o umilească pe Codruța Cioveși, gândiți-vă cât de ușor le va fi să vă încalece pe dumneavoastră, pe primarii noștri, pe președinții de consilii județene, pe parlamentarii noștri, pe liderii din opoziție, pe cei din presă. Pentru că despre asta este vorba. Ei vor să pună mâna, caracatița pe România. S-a terminat. A venit momentul eliberării. A venit momentul eliberării de Liviu Dragnea, de Viorica Dăncilă, de Olguța Vasilescu, de Claudiu Manda, de Eugen Nicolicea, de Florin Iordache, de Șerban Nicolae, de Daia, Oaia, Cormoranu. A venit eliberarea, momentul eliberării de aceștia. Iar momentul eliberării, Revoluția Liberală, a început ieri la Timișoara, continuă azi la Cluj. Ieri în Timișoara, azi în toată țara. Dragii mei, în urmă cu aproape 150 de ani, pe data de 31 martie 1877, se dădea semnalul marii mobilizări pentru câștigarea independenței de stat a României. De aici, de la Cluj, astăzi, se dă semnul marii eliberări a acestei țări de ciumă roșie. Nu v-ați săturat, dragii mei, cei care ați primit educație sănătoasă de la părinții voștri, de la bunicii voștri, de la preoți, de la învățători. Nu v-ați săturat ca de 2 ani și 4 luni să vorbim de infractori mai mult decât de campioni? Să vorbim de pușcării mai mult decât de spitale? Să ne intereseze mai mult ce se întâmplă cu deținuții din pușcării decât ce se întâmplă cu bătrânii noștri, cu pensionarii noștri, cu copiii noștri, cu cei ajuns în spitale? Nu v-ați săturat de asta? Eu am învățat ceva. Că în democrație hoții stau la pușcărie, nu în parlament, nu în guvern, nu se conducă România. Eu nu vreau să plec din țara aceasta. Acolo e piciorul meu de 7 anișori. Acolo e scumpa mea soție, care poartă în pântece fetița mea care se va naște în iunie după europarlamentare. Eu vreau să-mi cresc copiii aici. Vreau să-mi duc copiii la biserică, cum au dus bunicii și părinții mei. Vreau să-i cresc în tradiția strămoșească. Vreau să mă duc la Paști cu lumină, să iau lumină. Vreau să mă duc la Crăciun să colind. Eu nu vreau să plec din România. Vreau să-i aduc pe frații mei acasă în România. Eu, împreună cu dumneavoastră, vreau ca sub acest indar, sub acest
Timișoști, timișoreni, să luptăm împreună pentru eliberarea României! România! 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 România va fi, începând cu 27, o Românie liberală! PNL va repurta prima mare victorie! Va fi prima din patru victorii uluitoare! Cu ajutorul bunului Dumnezeu și sub această flamură îi vom îngenunchea! PSD și ALDE vor fi îngenuncați de dumneavoastră! Iar România va fi în primul rând! Dragii mei, vă cer un singur lucru. Să aveți încredere că vom câștiga. Vom învinge pe 26. Partidul Național Liberal va fi primul partid al României. Iar PSD va cădea în genunchi în mocirla în care își ține comunitățile pe care le conduc. Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte!